Fostul președinte al Asociației Juventus, Cornel Grosar, și tinerii Ioana Voroniuc, Cristina Hurjui și Alexandru Poenaru sunt noile achiziții prezentate într-o conferință de presă a organizației PSD Suceava. Toți cei patru noi membri ai PSD spun că nu au mai făcut politică până acum. Eu nu vreau să mă trezesc într-o rezervație în care trebuie să fiu îmbrăcat în național pentru a face frumos în fața celor care ne vizitează. Cred că putem avea locuri de muncă într-o industrie care nu este doar din mai până în iunie, pentru că atunci vin alegerile și pentru că atunci trebuie să inventăm noi investitori și fabrici. Cred că putem avea o cultură pentru mai multe categorii sociale și nu doar pentru așa zisa tradiționalitate, să spunem, pentru că ora gospodarului pe mine nu mă mulțumește. Nu mi-ajunge doar ora gospodarului. Vreau și teatru, îmi doresc pentru oamenii noștri să avem și jazz, să avem și rock, și avem multe și folk și multe alte posibilități de exprimare, sucedenii știu și pot să fac acest lucru. În legătură cu cei cinci primari care au trecut la PDL, șeful PSD Suceava spune că va avea o discuție cu ei în perioada următoare și că eventuale sancțiuni vor fi decise în forurile de conducere ale partidului. Săptămâna viitoare vom avea o discuție cu toți primarii care sunt bărbați în PSD și vom hotărâ împreună. Nu decid eu. Nu decide nimeni, decât toți împreună, pentru că au tras alături de noi foarte mulți primari această jale, această bătaie de joc a lui Flutur față de ei și față de cei care trăiesc în localități. Că i-a condamnat la subdezvoltare. I-a condamnat la o situație în care n-au bani pentru nimic, nici pentru salarii, nici pentru lumină. Șeful PSD Suceava a mai spus că prin faptul că și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur recunoaște faptul că intenția de regionalizare a României s-a dovedit un fiasco. Mi se pare o chestiune extrem de ciudată ca, neștiind nimic despre profilul de alegeri de anul viitor, să lansezi primar la ce, să lansezi președinte Consiliului Județean la ce și pentru ce și pentru când. Și domnul Flutur, din păcate, cred că a scăpat un porumbel sau o porumbiță pe gură. Deci ne-a spus clar că proiectul de regionalizare pe care îl propune PDL-ul, pentru că noi, USL-ul, ne-am înțeles pe județe și normal să fie județe într-o țară aparținătoare spațiului european, ne-a spus de fapt că el candidează la județ, deci proiectul mort din fașa al PDL-ului de regionalizare e devoalat de Gheorghe Flutur prin secretar, vreau să zic, vicepreședinte, cred, la PDL la nivel național.